În primele 5 luni ale anului curent au fost deja înregistrate 7 infracțiuni comise de minori. Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Florești, se creează o situație alarmantă în ceea ce privește indicii respectivi în comparație cu anul 2013, pe întreaga perioada cărui s-au comis 8 fără de legi. De la începutul anului 2014 până în prezent, pe teritoriul raionului Florești au fost înregistrate 7 infracțiuni comise de minori, comparativ cu 8 infracțiuni pe perioada anului 2013. La comiterea cărora au participat 7 minori față de 9 anului precedent. Locuitorii raionului Florești consideră că rata criminalității crește pe motivul neimplicării tineretului în câmpul muncii. De lucru nu-i, unde să lucreze. Toate gospodăriile s-au ruinat, dar tineretul iubește să bea. Fiindcă nu sunt locuri de lucru și nu doresc ca să lucreze unde sunt locuri de lucru. E des tineretul în vreme de azi, nu prea iubesc ca să muncească. Situațiile din ziua de azi, rămân fără părinți, cu bunei, cu nepoți, cu frați mai mari, cu care duc la cazurile care sunt în prezent. Statistica mai arată că în primele 5 luni ale anului curent au fost comise 6 furturi și o vătămare corporală. În cele mai des cazuri sunt înregistrați minori care comit infracțiuni, furturi, etc. Minori care sunt din familii social vulnerabile, unde persistă violența în familie, a căror părinți sunt plecați sau sunt lăsați în grija bunicilor. În prezent, la evidența poliției de sector, Florești, se află 10 minori. Cei mai mulți dintre copiii care au comis infracțiunile au vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani.